Bun, continuăm această ediție specială. Suntem în continuare în legătură directă cu doamna doctor Irina Strâmbu, care a primit două întrebări directe și pe care nu cred că mai e nevoie să le repete domnul Pompiliu Diplan. Doamna doctor, aveți ocazia să răspundeți acestor întrebări. Și vă mulțumesc. Cred că una dintre întrebări era dacă era ceva cu statul român și cu PCR. Adică dacă consider justificat ca statul român să-și bazeze politica restrictivă, să zicem, sau de restrictivă pe PCR. Deci, în primul rând, eu nu sunt reprezentantul statului român sau nu sunt mai mult decât este și colegul noastră de platou, doar că este genul de a pune, a alătura două noțiuni și a crea ceva care parcă se cheamă sofism, deci duci concluzii greșite. Deci noi trebuie să privim lucrurile în față. Este vorba de o boală care se răspândește prin aer cu ușurință și care este structurată ca o piramidă. Deci cea mai mare parte a oamenilor care se îmbolnăvesc, baza piramidei, fac forme ușoare. Deasupra sunt unii care trebuie internați în spital și au forme moderate și scapă, să zic, ușor. Alții mai puțin la vârf, care sunt forme severe, necesită și rămân cu consecințe după internare. Și la vârful piramidei sunt cazurile critice, dintre care unii și decedează, unii mor. Cu cât baza piramidei este mai mare, cu atât și vârful va fi mai mare și vor muri mai mulți oameni. Este unul și cu unul fac doi. Dar Arafat a fi o bază largă a piramidei, care sunt inventată de Arafat și care se cheamă asimptomaticii. Nu e niciun sofism. Eu vă întreb pentru că piramida e mult mai mare, e de 10 ori mai mare dacă includem asimptomaticii. Și atunci asta vă întreb, de-aia vă întreb. Eu nu fac un sofism. Mie îmi place că dumneavoastră sunteți un medic foarte onest și ați dat până acum răspunsuri foarte oneste și aș vrea să vă câștig în tabăra noastră, cei cărora ni se pare că se exagerează și se face din țânțar armăsar. Depinde, deci ai de a face cu grupuri mari de populație cărora trebuie să le dai un mesaj simplu și clar. Părerea mea era că mesajul ar fi trebuit să fie mai nuanțat și sunt lucruri de detaliu care nu au fost popularizate suficient, cum ar fi că nu e suficient să porți mască ca să te ferești de boală, ci trebuie să ai grijă ce faci cu mâinile. Deci iei pe mâini virusul de oriunde și te freci la ochi și îți dai masca jos ca să te freci la nas sau ca să sufli nasul. Mici detalii care fac diferența între sănătos și bolnav. Și asta îmi place la dumneavoastră, că păreți a fi de partea noastră în ce privește purtatul măștii. Adică sunteți de acord că nu prea există studii clinice, astea, peer review, totuși, care să spună că măștile folosesc la ceva în... Există, cum să nu? Există studii și nu de acum, nu de pe timpul COVID-ului. Deci eu, ca medic pneumolog, port mască de 20 de ani, pentru că mă feresc de tuberculoză, cu succes. Deci nu s-a inventat acum. Măștile sunt studiate, categorisite, împărțite... Se știe ce poate să treacă, ce nu poate să treacă prin ele, cum să nu? Care era a doua întrebare? Da, a doua întrebare. Care a fost? La asta aș vrea să revenim când intră domnul doctor Răzvan Constantinescu, care are o groază de spus. Da. A doua era legată de India versus România, Ivermectină, Death Spray. Kitul de preventiv. Da. Sunteți sigur că raportarea în India este corectă și că sunt numai 119 decese la nu știu câte, la milion, eu n-aș fi, sau nu știu cum ați spus, mă rog, n-aș fi convinsă că raportele state corecte în India. Acolo sunt oameni fără identitate și anume nu unu, doi, ci mii, zeci de mii, sute de mii de oameni despre care nu se știe cum, n-au niciun fel de act de identitate. Credeți că ăștia sunt prinși în vreo statistică? Apoi pachetelul de... Kitul de... Răzvan intervine și nu se aude, domnul Răzvan Savaliuc. Nu-l auzim. L-am văzut că vorbim. Da, acum auzim, da. Ce spuneți? Da, vreau să-i spun, doamnei doctor, că datele statistice din India sunt cât se poate de reale. De exemplu, în Delhi,
în Delhi, care e capitala Indiei, cu 11,5 milioane de locuitori, rata a scăzut la 0,31. Ei anunță zilnic și dacă intrați pe India Times, puteți citi aproape în fiecare zi care sunt ratele de infectare de acolo. Și ei chiar fac teste, ajung să în mod paradoxal, Rusia, care a fost considerată... Da, în mod paradoxal, Rusia, care a fost considerată, un fel de canal de diversiune, care își dorea din suflet să diminueze impactul COVID asupra mentalului colectiv, asupra oamenilor, este în topul fruntaș al țărilor cu cele mai multe cazuri de boală. Problema e că dacă ei în vara anului trecut aveau 100.000 de morți și cea mai mare rată de infectare din lume, datorită acestui program au făcut aceste kituri care costau 150 rupii. Pentru o populație foarte săracă acolo. Da, numeroasă. Da, ei nu-și permit. Și acolo nu se poate vorbi de distanțare socială. Acolo ești pe stradă și e furnicar, vaci, maimuțe, câini, praf. Deci acolo e o înfocare de infecție generală. Și atunci ei au spus care are un simptom sau care este pozitiv, ia ivermectină, gratis. Sau 2 dolari, dacă nu erau în acele momente la dispoziție în mod gratuit. În felul acesta s-a imunizat în o foarte mare parte din populație. La noi nu se înțelege lucrul ăsta. Știi ce aș vrea să corect, știi ce aș vrea să întreb, doamna doctor? Mi se pare important. Da, te rog, scuze. Stai 2 săptămâni acasă și ce faci? Tu nu ai n-ai tratat cu nimic virusul ăla care l-ai în corp. Poate îl duci și mai multe săptămâni. În niciun caz nu-l mai ai și contact cu cineva, îl dai mai departe. Dacă autoritățile ar fi înțeles un lucru extrem de simplu, de atât de simplu încât e greu de înțeles, dacă îl tratezi pe asimptomatic și dai acolo ivermectină sau ce consideri tu stat că e un medicament eficace în faza ușoară, dar la cel puțin în contactele care îl are, că n-ai cum să legi cu cătușe să-l ții într-o celulă singur, nu mai transmite nimănui pentru că se imunizează și el. Asta e foarte și pe scurt, doamna doctor, dacă o astfel de filozofie sau abordare ar fi diminuat problemele medicale pe care le avem. Din păcate și ivermectina este subiectul unor cercetări și nici ivermectina nu față comparat cu placebo. Nu a demonstrat o eficacitate spectaculoasă. Nu, dar ideea de a avea un kit de prevenție, preventiv, indiferent ce ar fi conținut. Deci dați-mi voie. Oamenii reacționează foarte diferit la această boală. Lucrul ăsta îl vedem în România, nu trebuie să ne uităm în India. Unii fac forme asimptomatice, unii fac forme ușoare, unii fac forme mult mai grele. Nimic din ce fac sau nu fac nu schimbă această evoluție. Să spui că există o posibilitate de a preveni transformarea unei boli dintr-o formă ușoară în formă gravă la un individ, este o aroganță nedemonstrată de nimic. Deci oamenii au o receptivitate individuală foarte diferită față de boală. Faptul că unii fac forme ușoare și alții forme grele, faptul că soț-soție locuiesc în aceeași casă, unul face boală, altul nu, nu demonstrează decât că această boală are severitatea în funcție de receptivitatea individuală și care este cu siguranță pe undeva prin genele noastre, dacă nu cumva prin experiențe anterioare de boală. Ce aș putea să vă spun ca observație a noastră la Institutul Marius Nasta, într-un an de zile am avut numai 12 pacienți care au avut și tuberculoză și COVID. Ca și cum tuberculoza te ferește de COVID. Cam asta ar fi așa o... Știți că am auzit o teorie din asta, din lumea medicală, nu de la noi sau de pe stradă, de la protestatari, de la britanici, conform căreia mai bine iei un virus gripal, nu știu de care natură, că ăla îl scoate pe COVID, scoate SARS-CoV-2 din organism. Dar sunt tot felul de informații în această perioadă, unele mai hilare sau poate ca o bază reală, habar n-am. Deci să spui că ai cum să previi o evoluție severă la un pacient cu un kit format din niște vitamine și ivermectină. Deci asta sau antibiotice. Dar nu poți să antibiotic. Deci este ieftin, e disponibil, cum a fost și la noi disponibilă azitromicina și sunt destui pacienți care au avut forme ușoare și moderate tratate acasă și care se jură că cu azitromicina au înflorit. Deci azitromicina știu și eu astfel de cazuri. Da, deci astfel încât sunt
cu siguranță și rezultate pozitive, dar când le iei pe toate și le compari cu un grup control, constați că nu este o diferență statistic semnificativă. Bun. Nici pentru ivermectină. Doamna doctor, mulțumesc foarte mult pentru intervenție în cadrul acestei ediții. E mai mult decât nimic. Și vitaminele sunt mai mult decât nimic, deși pe asta nu le-a mai studiat nimeni. N-a spus nimeni dacă fac vreun bine ca toate suplimentele nutritive care nu fac niciun rău. Haideți. Da, India aproape a rezolvat problema. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Irina Strâmbu. Haideți să intrăm în legătură directă și cu domnul doctor Răzvan Constantinescu, medic primar de medicină internă și gastroenterologie la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași. Îl știți foarte bine. Este unul dintre puținii medici care inițial au vorbit și s-au exprimat vehement împotriva restricțiilor. Chiar domnul Pompiliu Diplan i-a luat un interviu la debutul pandemiei, care a devenit viral de altfel. Și aș vrea să vorbesc, Răzvan, atenție, Răzvan Savaliuc, au încep să apară din ce în ce mai tare în Europa, inclusiv în România, aceste idei conform cărora trebuie făcute niște diferențe clare între pacienții, între oamenii care se vaccinează și cei care nu se vaccinează. După faza în care am fost asigurați că nu vor exista diferențieri, că mediul politic nu va face astfel de discriminări, apar opinii din ce în ce mai serioase. Iată, în România, citesc doar cazul senatorului PNL Liviu Voiculescu, nu este normal ca cei care s-au vaccinat să-și asume niște riscuri făcând acest vaccin, foarte interesant, iar cel care nu s-a vaccinat să aibă aceleași drepturi. Trebuie făcută o mică diferențiere, fără restricții ale celorlalți, sau le afecta drepturile fundamentale. În momentul în care faci diferențiere, restricționezi, este foarte clar. E așa că e un nonsens. Iar nu l-au deja decizii ale Curții Europene de Justiție, care spun că nu se poate face niciun fel de discriminare. Eu înțeleg, am văzut astfel de tentative și la cei din Horeca, care înțeleg că vor să deschidă restaurantele, dar nu prin obligativitatea oamenilor de a se vaccina ca să poată să intre într-un restaurant. Cu asta nu sunt de acord. Eu înțeleg că vor să-și reia afacerile și susțin, dar nu se pot pune niciodată asemenea condiții, pentru că vaccinurile deocamdată sunt experimentale. Nu știu dacă mă mai auziți. Da, auzim foarte bine. Da. Deci vaccinurile sunt experimentale și cine stă să citească vede că au o grămadă de reacții adverse. Sunt zeci, poate sute de morți. Nu, dar poate n-ai sezizat nuanța, numai puțin. Și pentru domnul Diplan. Nu este normal ca cei care s-au vaccinat să-și asume niște riscuri făcând acest vaccin. Riscuri. Parcă la început ni se spunea că nu există riscuri. Păi acum ce vrei, să moară și capra vecinului? Asta e o mentalitate dăunătoare românească. Și ce, dacă tu te-ai vaccinat și poate te gândești că ai făcut o prostie, trebuie să o facă și celălalt ca să stai tu mai liniștit? Mie mi se pare... Nu fiecare că îi face lui bine. Stai un pic, ce fac? Dacă eu sunt ăla care am neșansa în loteria asta, sau să nu zic în loterie, rusească. În această procedură, sunt ăla care nu mi-am făcut niște investigații medicale, poate sunt alergic, și după administrarea vaccinului, că e vorba de prima doză, că e vorba de rapel, pățesc treaba aia nefericită și s-a terminat cu mine. Cine îmi crește copiii? Dacă am copii, cine îmi crește mie copiii? Vreun senator? Se face vaccinarea în România? Vaccinarea în România nu mai este un act medical. Nu intri întâi la un doctor, te consultă, te întreabă de niște chestii, dacă n-ai vreo contraindicație. Pur și simplu te vaccinează la normă. Poți să faci un șoc anafilactic, poți să... Cine știe, ești alergic la ceva, nu știu. Ai avut COVID, iar e un mare pericol, spun tot mai multe voci medicale, un mare pericol dacă ai avut COVID recent, să-ți faci vaccin, pentru că faci un bombardament de anticorpi în sistemul tău imunitar și poți să faci o boală autoimună. Deci sunt multe riscuri de care nu se ține cont, pentru că vaccinarea în România, pe lângă că este experimentală, se face la normă, nu ca un act medical. Vaccinarea nu numai în România. Sper să luăm legătura cu domnul doctor, să reușim să vorbim cu Răzvan Constantinescu. Vaccinarea nu numai în România este în această fază experimentală, peste tot, numai că sunt popoare gen Israel, Marea Britanie, care deja sunt într-o fază avansată de vaccinare.
Experimentul Israel este unul extrem, a fost unul extrem de agresiv și de puternic. Se spune că în Israel autoritățile încep să diminueze restricțiile în acest moment. Sigur că acolo și clima e un pic altfel. Și pe undeva, mă rog, să zicem că această climă le permite autorităților să abordeze altfel povestea. Însă ce este interesant e că și la nivelul european, uite, ministrul german al sănătății, care e, mă rog, membru al comunității LGBT, nu știu dacă asta e doar așa de amoroarte sau al precizei informații, spune că persoanele vaccinate ar putea beneficia progresiv de libertăți mai mari, inclusiv acelea de a merge în magazine sau frizerii. Deci, practic, nici măcar în frizerii s-ar putea să nu avem voie să mergem dacă nu ne vaccinăm. Sau cei care nu se vaccinează nu vor avea acces nici acolo. Eu nu știu ce se va întâmpla cu persoanele care sunt alergice, de exemplu, și n-au voie să facă vaccin. O să-și lase plete. Ce o să facă cu ei? Adică ce o să se întâmple cu cei care sunt alergici și nu o să primească acele certificate sau acele adeverințe verzi sau acele instrumente digitale care să le permită să aibă acces la astfel de magazine. Deci, practic, magazine înseamnă magazin alimentar, eventual, nu? Logic sau alte situații acest gen care țin de igienă elementară sau de alimentație. Pentru asta a existat proclamația pentru libertate citită sâmbătă în piața Universității și în piața Victoriei. Unul din puncte erau politicile de obligativitate ale Ministerului Sănătății și proiectele 399 pe 2017 pe care noi le vrem înlocuite cu recomandări, renunțarea la orice formă de pașaport de vaccinare, erau una din chestii. Erau legate toate de politicile legate de pandemie, de restricții, de aberația pseudo-farsa științifică, conform cărora dacă te înghesui mai tare între 5,5 și 6 în magazine, totul va fi bine, vorba lui Marcel Avram. Și așa mai departe. Erau mai multe puncte pe care îi invit pe oameni să le consulte, semnând petiția pe care noi avem și pe care am vrea să ajungă la cât mai mulți români. Trecând peste aceste interese, că aici sunt tot felul de dispute, am văzut și între liderii mișcărilor de protest, da, orice proclamație de acest tip care vine în sprijinul unui climat mult mai democratic și unei abordări mai democratice într-o astfel situație, ar trebui să fie binevenit un astfel de demers. Rămânem însă la această situație care ne așteaptă. Apar din ce în ce mai agresiv aceste perspective ale discriminărilor, ale diferențierii între cei care se vaccinează, cei care nu se vaccinează. Am văzut niște secvențe din acel film fantastic descoperit acum, Sindromul Hamburg, făcut în 1979. Avem niște imagini de acolo în care scenariul era asemănător cu ce ni se întâmplă acum. Sigur că nu suntem în faza aia în care să te ia de pe stradă, să te vaccineze cu forța, să te bage în lagăre medicale. Dar nu știu dacă mă auziți în regie, Roberta, pentru a difuza acele imagini. Nu, e vorba de imagine din Sindromul Hamburg, în care cei sănătoși erau considerați bolnavi pentru că nu se vaccinează, da, în filmul ăsta, și cei bolnavi erau considerați sănătoși pentru că se vaccinează. Și, practic, învrăjbirea societății, iată imagini, suntem aproape acolo. Devenise masivă. N-am ajuns în faza aia, dar perspectiva de a se face astfel de discriminări între cei care nu se vaccinează și cei care se vaccinează, mi se pare oribilă. Mi se pare că ține de alte vremuri pe care le consideram apuse. Cum priviți situația asta cu discriminările? Orwell amestecat cu Ceaușescu, amestecat cu Pauker, amestecat cu Stalin, amestecat cu Hitler. Asta trăim acum. Avem o dictatură medicală în dezvoltare. Cine a folosit cuvântul teroriști? Primul ministru al României a spus că rebelii împotriva măsurilor sunt niște teroriști. Cine folosește proiecte de legi pentru poliția militară să înceapă să aibă jurisdicții asupra populației civile? Parlamentul României, există proiect de lege pentru poliția militară să poată să vină să te ancheteze, să te umfle și să îți facă teste. Vom ajunge să arătăm ca în post-primăvara arabă, ca străzile din Egipt, unde la toate intersecțiile sunt ăștia cu mitralieră.
Pe cine va executa poliția militară? Bănuiesc că pe teroriști. Cine ar fi teroriștii? Cei care îndrăznesc să înceapă să gândească. Lucrurile astea au fost puse în piața universității. Și îi așteptăm pe toți cei care se opun acestei distopii, îi așteptăm alături de noi sâmbăta viitoare, când vom relua aceste proteste, de data asta cu sprijin și mai mare din provincie. Ați fost amendat? Da. Am fost amendat. Sunt indiscret dacă vă întreb ce amenzi ați primit în valoare. Amenzile trebuie să fie crescânde ca să te pedepsească din ce în ce mai mult. Așa că la mine au crescut de la 1500, la 3000, la 5000, la 7500, la 8000. Ultimele au fost 3 amenzi de 15.000 de lei. 15.000 de lei. Aveți ceva bani de plătit? Nu trebuie să le plătesc integral. Deci vestea cea bună este că încă legea se mai aplică și în decurs de 15 zile am dreptul aceste 3 amenzi să le plătesc la 7500 de lei. O să le plătim în felul ăsta. Și bineînțeles o să le contestăm, pentru că ar trebui să avem timpul, dar nu prea l-avem, încât să facem o lucrare pe 5 pagini, să demonstrăm că amenzile sunt neconstituționale și așa mai departe. Dar juriștii noștri sunt puțini, nu prea avem decât 2-3 și sunt ocupați mai mult cu benzina pentru generator, cu asigurarea sonorizării pentru meeting. Un meeting e greu de făcut. Să-i scoți pe român din casă după 45 de ani de comunism și 30 de ani de pseudodemocrație e foarte greu, așa că toate energiile se duc acolo. Nici rușii nu vă finanțează aceste deplasări? Nu, nici rușii. Nu, știu că au fost niște discuții pe tema asta. Din potrivă. Am senzația că că finanțează o altă parte a... Am vorbit cu spionii ruși și nu prea v-au regăsit pe lista lor, dar înțeleg că v-ați dori și nu reușiți. Pe lista rusească? Da, spionii ruși din România. Ruleta asta vaccinării este rusească. Asta e tot ce putem spune. Noi când am demonstrat acum ultima oară la ambasada rusă, iarăși am demonstrat ca să comemorăm niște morți români de la Fântâna Albă, știți povestea, 1 aprilie 1941, cred, da, exact, erau 80 de ani de atunci, oameni care au plecat tot așa, pentru libertate. Motivul pentru care te duci la ambasadorie este că n-ai unde să te duci, unde să reproșezi urmașii Uniunii Sovietice. Puteam și la ambasada Ucrainei, adevărat, da. N-am avut consiliere geopolitică. Nu reușim să dăm de doctorul Răzvan Constantinescu, care mi-a scris înainte de emisiune. Da, suntem pe telefon. Da, nu reușim să stabilim Skype. Da. Hai, că totuși chiar îmi doresc să vorbesc cu domnia sa. Răzvan Savaliuc, toate aceste poziții din ce în ce mai dese, care ne îndreaptă, ne conferă un orizont de așteptare, gen de la 1 iunie vom trăi o viață normală, și în același timp pe un fond de restricții din ce în ce mai agresiv, creează cumva o presiune majoră asupra populației? Crezi că e vorba de pentru a se vaccina? Ne se oferă și o parte bună, un orizont luminos? În același timp... Mea e că populația începe să nu mai accepte vaccinarea, pe lângă restricții cu care nu e de acord din start. Și văd așa o tensiune tot mai crescută, care îmi dă speranțe că românii totuși vor avea resursele să nu se lase duși ca o turmă de acest guvern incompetent și, eu aș spune, și antiromânesc, pentru că eu cred că el nu gândește pentru români, lui e mai aproape, îi sunt mai aproape ordinele venite dinspre Uniunea Europeană. Noi nu știu dacă e vorba de ordine aici, e vorba de faptul că noi nu avem încă această abilitate sau manieră de a trata lucrurile pe plan autohton. Întotdeauna așteptăm să vedem ce fac alții. Păi și nu contează dacă fac prost sau nu. Preluăm de acolo niște teoria formelor fără fond e veche în România. Nu e de acolo. Nu, unii se servesc că vedeți că și în Germania se face la fel, și în Franța se face la fel. Da, mă, s-o face acolo la fel. Dar ăia stau acasă și au 70-80% din salariu. Tu nu dai românilor acești bani și vrei să-i omori în case și ei să tacă. Deci asta e diferența majoră. Iar oamenii s-au prins că aceste autorități românești... Ce, nici acolo nu e așa? Nu sunt de acord. De ce? Cred că asasinatul economic e peste tot. În Milano erau coși la mâncare gratis. Asasinatul economic e parte din partidul de la Davos. E parte din program. Nu cred că suntem noi speciali și Arafat e mai diabolic, Doamne iartă-mă. Mie mi se pare un om rău. Dar nu mi se pare mai rău decât ceilalți comandanți ai acțiunii din alte țări.
în special din țările europene. Aici intră și Rusia, aici intră și China, aici intră și Statele Unite. Emisfera nordică. Dacă te uiți în Africa, aia nu au auzit de așa ceva. Ăștia nu prea au COVID. Probabil că acolo i-a ras cu alte vaccinuri, cu Bill Gates și a făcut treaba acolo. Și... Dar cred că nu suntem special. Mă iertați, domnul Savaliuc, dar nu... De-aia vă contrazic. Mie mi se pare că toate economiile lumii sunt asasinate la ora actuală și italienii, de exemplu, sunt cei mai spectaculoși în domeniul ăsta al sărăcirii și al simptomelor sărăcirii pe stradă. Da, numai cu o mică mare diferență. La noi se declară aproape faliment total prin măsurile astea. Cei de afară nu cred că își permit acest lucru. Într-adevăr, și ei regresează economii. Dar ei cad, să spunem, de la un 100% la un 80%. Dar noi cădem de la 100% la 20-30%. Adică noi ești curios cu cât s-a împrumutat Italia anul trecut. Deci noi o să ajungem în faliment total și poate vor veni și cu idei de genul că le-am mai auzit. Țările care nu mai pot să-și plătească datorile trebuie să renunțe la suveranitate. Așa ni s-a spus, nu? Că s-a mai încercat Greciei, să ne amintim, să îi se ia niște insule ca să fie să absolvită de niște datorii foarte mari care le-a condus. Numai că acolo au ieșit oamenii din stradă, au fost atât de patrioți, încât nu și-au mai permis guvernanții să mai continue pe placa asta. Dar știi tu, în România, dacă nu se poate ajunge cumva așa, dacă românii nu explodează, mămăliga românească nu explodează, eu cred că va exploda, pentru că eu zic că românilor le-a ajuns cuțitul la os și își dau seama că sunt bătaia de joc a unor autorități care nu iau măsuri românești. Se vede cu ochiul liber că se pot lua măsuri bune pentru România și nu se iau. Autoritățile, în opinia mea, primesc ordinele de afară să ne falimenteze. Și cred că în curând vor fi măturate de la putere. Eu nu știu dacă îi apucă vara în funcție. Nu știu dacă explodează, dar în orice cert fierbe și va fierbe sâmbătă de sâmbătă. Chiar vă așteptăm alături de noi la protest să vorbiți, că mi se pare că articulați foarte bine discursul. Eu nu o să vin, că vreau, eu sunt totuși jurnalist, eu scriu și sunt alături de proteste, dar o voi face ca jurnalist. Nu, dacă intru în stradă, devin activist și nu mai sunt jurnalist. Deci trebuie să-mi păstrez rezerva de rigoare. Asta e problema cu majoritatea prietenilor mei, toți sunt jurnaliști și nu pot să vină. Păi, dar oamenii se exprimă, își spun punctul de vedere, există atâtea modalități prin care poți comunica, e tot o formă de implicare. Că, asta o știu și inclusiv politicienii. Faptul că în stradă au ieșit la un moment dat 10.000 de oameni și după aia au ieșit 500, nu înseamnă că cei care nu ies nu sunt de acord cu cei care protestează. Aici, oricum, asistăm la o polarizare, la o împărțire a societății. Sunt cei care vor să se vaccineze, dar nu toți pentru că sunt convinși că vaccinarea e o soluție de oprire a pandemiei. Unii, din diverse rațiuni pragmatice, gen vreau să plec din țară, vreau să călătoresc, vreau să mă deplasez, m-am săturat, vreau la un moment dat să încetez de toată această mascaradă și există, unii zic așa, alții spun că pur și simplu s-au săturat și vor să înceteze această perioadă tristă, criză medicală. E clar că faptul că nu ies în stradă nu înseamnă că nu agrează unele dintre ideile vehiculate. Poate că n-au fost toți românii de acord cu manifestările de la Bacău, în care doctorii de acolo au fost considerați, catalogați drept asasini. Da, noi când strigăm asasini, ne referim la asasini economici. Noi nu ne referim la doctor, cum a fost doamna Strâmbu, no pun intended. Noi considerăm că sistemul medical e strâmb, nu doctorii. Doctorii sunt în eroare în măsura în care acționează ca niște automate, niște protocoale greșite. Nu știu ce s-a întâmplat în seara asta, dar n-am reușit să luăm legătura video cu domnul doctor Răzvan Constantinescu. Îl salut pe această cale și să sperăm că next time va fi mai, data viitoare va fi mult mai ok și vom reuși să ne și vedem, să discutăm și în maniera asta video. Bună seara! Bună seara! Pare rău! Cum mai ajunge omul în anturajul dumneavoastră? Diversiune asta, diversiune, diversiune. A monopolizat acolo totul, că așa face de obicei. Nu dă microfonul la oameni și acum mie nu mi-a dat video. Ce să facem? O să încercăm, tot pe pile, nu știu, n-ați avut intermediarul potrivit sau nu știu ce s-a întâmplat. Vreau să vă întreb ceva direct, da, așa, pentru că nu o să mai avem mult timp. În Italia există un decret de vaccinare obligatorie a personalului medical. Dacă în România se va ajunge într-o astfel de situație, ce veți face? Și medicii sunt amenințați
că vor fi excluși din sistemul sanitar cel puțin un an, suspendați, practic. Mă întrebați personal ce aș face. Evident, ce veți face într-o astfel de situație în care și România se va ajunge. Refuz așa o tâmpenie, o refuz total, nu mă vaccinez, aștept să văd ce măsuri se iau și le atac. De altfel, eu am fost chemat la Colegiul Medicilor astăzi, dar le-am transmis că nu mă voi duce decât dacă acceptă televizare în direct. Splendid. Foarte tare asta. Și răspunsul l-ați primit? Nu, ei, nu, nu. Probabil că nu-mi vor răspunde nimic. Sunt săraci, sunt vai de presiuni de mai sus și ei trebuie să le execute. Eu înțeleg, sunt colegii mei și sunt dragi, am fost și colegi de facultate. Dar răspunsul meu public trebuie să fie ferm. Care? Adică nu așa. Se joacă. Deci veți refuza și veți contesta acest moment. Și chiar dacă v-ar suspenda, practic. N-au cum să facă asta. Eu am fost 8 ani în comisia de jurisdicție a Colegiului Medicilor, deci eu știu cu ce să mănânc lucrurile astea. Mi-e vine să și râd. Dacă n-ar fi suferința asta din jurul nostru, eu m-aș distra, anul ăsta a fost distracție colosală. Și vezi acum, vezi caracterele de fiecare, cum reacționează, cum se face așa o cernere caprinsită. Nu le va fi la fel de simplu cu mine cum le-a fost cu doamna doctor Flavia Groșan, care e medic la locul lui acolo și face datoria și nu e obișnuită cu golăneala asta publică. Ei, eu sunt, cu mine mult mai greu. Și va fi distracție non-stop, promit. Da, însă din păcate, așa cum vedem, totuși sunt oameni care trec prin forme severe. Aceste cazuri pe undeva alimentează o abordare restrictivă în toată lumea. Eu am prezentat în mai multe ediții de ale mele, sigur, o serie de perspective științifice din afara țării. Am prezentat și, să zicem, argumentele care stau la baza ideilor potrivit căror acest virus este unul artificial, creat în laborator, și atunci e cu atât mai perfid și mai periculos. Da, și, clar. Și interesele financiare masive care stau în spatele eventual acestor produse farmacologice care acum se administrează pe scară largă. Am avut un medic chiar legist aici, de curând, ale căror, domnul doctor Istemie, da, ale cărui opinii au devenit virale și care ne-a citit într-o seară definițiile vaccinului. Mai multe dintre definițiile vaccinului și ne-a surprins, ne-a șocat pentru că nu ne-am așteptat la o astfel de abordare și faptul că a concluzionat că aceste vaccinuri sunt de fapt produse farmacologice și nu prea se regăsesc în definiția vaccinului a fost un moment uluitor pentru noi că nu ne așteptam la astfel de abordare. Ce ar trebui să vă răspund? Că de vreo 2-3 minute n-am prins întrebarea. Păi nu, întrebarea n-a fost. Doar v-am spus că au apărut astfel de variante. Despre vaccin în sine v-am auzit. Vorba unui clasic. Mă consider informat. Da, știu, v-am văzut opiniile. Sunteți foarte, cum să zic, dur, tranșant pe această temă. Dar de ce credeți că mai mulți colegi de-a noastră sau prea puțini colegi de-a noastră au ales să vorbească și să informeze populația? În condiții în care există, totuși, pare un vid de comunicare sau o cale viciată de comunicare între autorități și populație. Da, am mai explicat. Tagma noastră medicală este specială. Oameni care muncesc toată viața, învață toată viața, nu au aceste porniri de individualism, de gândire. Păi de asta au și succes aceste protocoale care practic dezumanizează contactul uman al medicului cu pacientul. Nu vă așteptați de la medici la poziții de frondă. 1 și 2, teama că dacă stai împotriva curentului poți fi penibil, poți fi discreditat și ea se încearcă și cu mine și cu doamna doctor Flavia Groșan, pe care au scos-o nebun, terbedeie. Sau chiar mai rău, îți poți pierde postul.
Eu asta vreau să văd, cum îmi pierd eu postul, cum îmi pierd eu locul de muncă și cum îl câștig la loc. Am mai pățit asta odată. Deci eu sunt versat, ăsta e avantajul meu. Da, dar asta e pentru că aveți așa un, nu știu, un alt fel de a fi și sunteți mult mai hotărât, aveți o altă constituție spirituală, fizică, o rezistență. Dar altă șansă n-avem, domnule. Da. Eu când văd oameni cum suferă în jurul meu, eu nu pot să mă întorc, să stau pe un scaun, să scriu rețete. Nu pot asta. Bun, e o perioadă clar în care încă trăim într-o confuzie majoră. Ni se oferă o perspectivă luminoasă ca de la 1 iunie să ieșim din această criză prin vaccinare. Credeți în eficiența acestui moment, acestor perspective? Și... Da, nu mai putem asculta. După un an de zile de minciuni ne-am lămurit. Oricine ar promite și plus să numești vaccinare chestia asta este o mare gogoașă. Dar dumneavoastră vă așteptați, în lumea medicală sunt intelectuali și intelectualul, prin definiție, are independență de gândire. Ei, nu-i chiar așa. Și v-am spus și presiunile uriașe. O parte dintre noi muncesc foarte, foarte greu, din greu, alții ca mine huzuresc. Noi, în spitalul nostru, o treime sau un sfert din bolnavi pe care îi aveam. Deci, și să revin un pic că ați început, prima întrebare, ați început-o un pic alarmist. Domnule Ionescu, sectele ATI au fost pline toți ăștia 30 de ani în care eu am activat. Nu e nicio diferență acum. Diferența e că restul sectilor sunt goale. Splendid. E clar. Splendid. Deci sau... este o bătaie de joc la adresa sistemului sanitar și a pacienților care nu au norocul, între ghilimele, de a avea test de la PCR pozitiv. Ăștia sunt condamnați. Dacă ai test PCR pozitiv, mai ai o șansă că ajungi la spital și poate scapi. Sau nu? Bun, dar nu știm foarte bine ce s-a întâmplat, n-are rost. Au fost nenumărate abuzuri, oameni care au ajuns doar în momentul de urgență medicală, au ajuns în secții, să zicem, în spitale non-COVID, dar au fost transferați după ce au apărut testele pozitive în secțiile COVID, în spitalele COVID și acolo, din păcate, sănătatea a degenerat masiv. Exact, și aș vrea să punctez. Au fost foarte multe cazuri. Multiple boli grave care pot sau trebuie să fie tratate în secții de ATI. Pacienți care au doar testul PCR pozitiv, dar ei nu au simptome de viroză respiratorie. Pe cazul lui Nicușor Stan, om de afaceri, l-am prezentat la începutul ediției. În decembrie a figurat cu COVID și a recidivat în două luni, ceea ce este ilogic, este nefiresc. Și, pe de o parte, sunt tratați unii de către nespecialiști în domeniul în care ar fi trebuit, să spunem, cardiologi sau așa. Pe de altă parte, este restricționat accesul în spital pacienților care ar necesita spitalizare și trei, cel mai grav și cu care o să luptăm mulți ani de acum încolo, frica pacienților față de spital, pentru că ei aud că te duci acolo, faci PCR, ești pozitiv și ieși într-un sac de plastic. Și oprobriu asupra tagmei medicale, care este cea mai perversă, cel mai pervers efect al acestor ticăloși politici. Distrug tot, au distrus justiția, acum distrug sistemul medical. Concomitent, iată bonus, cu sistemul de învățământ. Renunțarea la malpraxis, cum se înscrie în această ecuație, domnul doctor? Cred că este o ilegalitate flagrantă și această ordonantă dată de, hai să nu spun cum l-aș eticheta, va fi declarată imediat neconstituțională. Da. Bun, asta e discuție. Pentru că ea trebuie confirmată în Parlament. Eu cred că această imunitate acordată medicilor ascunde altceva. Eu cred că guvernanții vor să pregătească niște protocoale și să vină cu niște medicamente foarte scumpe din afară, care sunt experimentale și nu știm ce rezultate vor da, dar vor spune medicilor, le aplicați pastea, că așa am decis noi, grupul de specialiști de la guvern.
Și dacă dă careva colțul, vă asigurăm noi că nu pățiți nimic, că uite, am dat dar în spate, niște companii străine vor scoate niște bani foarte grei. Asta o fac, companiile astea străine o fac de mult. Principal la vaccinare. Deci pe cei care participă la vaccinare în masă vrea să-i protejeze. Așa cred eu. Mă rog. Da, posibil, pentru că dacă e să ne luăm după ce spun unii specialiști că pe termen lung aceste vaccinuri ARN mesager s-ar putea să cauzeze boli autoimune într-o mare parte a populației, asta să fie scăparea pentru, adică o poliță înalt pentru cei care sunt angrenați în procesul de vaccin. Avem foarte puțin timp la dispoziție și profit de prezența noastră pe final. Totuși există experimentul Israel. O să avem ocazia să ne reauzim și să punem lucrurile așa într-o coerență anume, pe abordări concrete. Cum vă explicați faptul totuși că în Israel, cel puțin oficial, după vaccinare masivă a populației, cazurile de infectare, cel puțin de maniera asta, instrumentelor care sunt folosite, au scăzut? Și cum au scăzut? Asta spun ei. Eu știu așa că de o săptămână, în mod absolut ciudat și nemai întâlnit în ultimele decenii, Israelul refuză să mai raporteze decesele la om. Trebuie să mă informez un pic, am văzut știrea, era pe un site credibil, ceea ce este de necrezut. Și apoi am văzut numeroase apeluri disperate de la cetățeni izraelieni. Asta este adevărat. Care se consideră încarcerați. S-au făcut și procese împotriva guvernului și nu puține. Eu așa am citit tot în tot felul de publicații internaționale. Deci nu sunt lucrurile porosite și nu cred că e modelul cel mai fericit. Chiar dacă a existat cea mai bună vaccinare ca cantitativă, să vedem efectele. Și efectele nu sunt cele mai roze. Vaccinul, iertați-mă. Dacă eu transmit virusul mai departe, la ce, de ce m-aș vaccina eu, de exemplu? Ce beneficiu aș avea? Bă, mi-asum riscurile. E experimental și asta e. Dar trebuie să am un beneficiu pentru asta. Nu, dar cel mai grav e, avem informații potrivit cărora sunt secții de ATI în care au ajuns persoane cu COVID, cu forme severe, care s-au vaccinat. Da, deci exact. Ceea ce e împotriva propagandei și a tuturor ideilor care acum încurajează vaccinarea. Cel mai mare beneficiu pe care îl veți avea, domnule... Fapt, neexclus nici de doamna doctor Strâmbu, care a vorbit mai devreme. Cel mai mare beneficiu pe care îl veți avea, domnul doctor, este că veți putea călători în Israel și în Grecia. Da, nu mă interesează deocamdată nicio călătorie. Eu vreau să sting această porcărie și eu cred că în maximum o lună totul se va lămuri. Și vom zâmbi așa la amintirea acestor emisiuni. Așa cred eu. Cum să se lămurească? Asta chiar era, da, vreau să vă întreb și eu. E mult de explicat, zice domnul Ionescu, nu mai vă să fac o emisiune numai despre cum se va încheia în curând. Hai să facem viitoarea ediție. Nu vreți miercuri să ne revedem? Bine. Da? Dar să ne vedem, adică nu doar să ne auzim. Mai vorbim la telefon. Sigur. Bine, vorbim în prealabil. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Seară, la revedere, domnule Ciplan. La revedere. Afirmație surprinzătoare. Într-o lună se va încheia totul. Ciudat. Nu cred că e vorba de profeție aici. Nu știu care sunt argumentele care stau în spatele acestei predicții, dar ne vom lămuri. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Pompiliu Diplan, Răzvan Savaliuc. Ne vedem cu o altă ocazie, pentru că, din păcate, realitatea ne furnizează zilnic tot felul de controverse, mai ales pe această temă. Mâine seară, un personaj extrem de interesant, care a făcut și face foarte multe valuri în România și despre care am informații bombă. Veți vedea așadar mâine seară de la ora 22 despre ce și cine este vorba. Rămâneți cu Metropola TV. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit, inclusiv pe Facebook, și Gentleman's Corner pentru ținuta din această seară. Numai bine! O noapte liniștită!